dimineața. Astăzi vreau să discutăm câteva cuvinte despre ceea ce se cheamă, haideți să-i spunem, ce prostii fac femeile înainte să se însoare sau să mărite sau să se căsătorească, cum vrei să-i spui. Că depinde, dacă sunt unele femei care spun, eu sunt femeia bărbat, sunt mai băiețoasă, poate, aia e altceva, mai bădărancă, poate, asta e altceva, da. În fine. Și vine pe la băiat și spune că e mai mălău, mai păpălău, mai tolomac, mai nu știu cum. E, o să vă dau un caz mai aparte. Doi băieți și o fată, ca de obicei, o poveste spumoasă. Unul dintre băieți era în felul următor. Unul dintre băieți se vedea cu acea fată. Fata se machia, se făcea frumoasă în fiecare zi. Până când, într-o zi, începe să, haide să-i spunem, să se întâlnească și cu celălalt băiat. Dar doar așa, de amorul artei, discuții. Până când într-o zi pică amândoi în pat. Adică fata cu al doilea băiat. Doar așa, ca să-l facă fericit. Pe primul, știi? Nu știu ce fericire e la ea. Da. O nefericire pe cinste i-a dat, adică n-a. Să nu te culci tu cu nu știu cine. Să nu te culci tu cu celălalt. S-a culcat, s-a și măritat. Pe un timp, cei trei se despart. Viața trece mai departe. Până când într-o zi, ambii bărbați rămân fără loc de muncă. Interesant. Nimic interesant până aici. Bun. Și trec la ceva și mai aparte. Și mai aparte. Trecem. Viața îi aduce într-o conjunctură pe toți trei din nou. La muncă. Unul slab, unul gras, unul dă supac la cap, unul bețiv, unul căsătorit, unul necăsătorit cu fata. Bineînțeles că știți cine s-a căsătorit și cine nu s-a căsătorit. Primul care s-a vedea cu fata a rămas cu buza umflată, hai să-i spunem, slăină. Celălalt a rămas cu fata s-a căsătorit și a rămas cu beția pentru că nu era bun, frate, să bată un cui. Și ajung în doi la muncă și îl sună soția, auzi, dragule, îi spunea primul, ai grijă de bărbatul meu că umblă beat mort. Știi, ca bărbat încep să, când îți spune, ai grijă de el să nu facă nicio prostie, da? Și mai departe, și să-l iei, să-l aduci de la muncă. Vine la muncă în fiecare zi și unul și celălalt, în aceeași mașină, în mașina primului bărbat. El nu are mașină, cel de-al doilea, dar bea de singe. Și fiecare zi ăla, care a fost primul, să gândeam, bă, ce-o fi găsit, mă, femeia aia, la slăbănogul ăsta,
care bea de stinge, că poate fi fost balerin la pat și atât. Și că se împiedică pe aici, știi, și să te duci în fiecare zi la muncă și să nu se ucidă între ei. Știi cum e vorba aceea cu pisica aceea, de, sau joculețul acela cu Tomcat, când îi dai pe picior. Alo! Ce doare! Te duci la muncă pentru că ai nevoie de bani să te întreții și toate cele. Să ai grijă de soțul fostei prietene și să nu-i dai un pumn în gură și nici să nu faci cruce. Deci e criminală faza. Oare ce-o fi găsit la el? Știi, asta își întreabă. Dar are iatul pe un? Mama, am căsătorit cu ăla, ajută-l la muncă, că am nevoie de bani. Vezi că bea de stinge, ai grijă să nu cadă peste tine sau peste ce lucrezi. Ce să mă? Sau cealaltă poveste, la fel. Eu sunt o anumită vârstă, tu ești o anumită vârstă. Ca să nu se mai vadă diferența, eu mă duc și mă înfrumusețez. Înțelegi? Adică, ceva de genul salon de înfrumusețare, un pic de cianuloric și toate cele. El, ca să nu se vadă diferența dintre noi, mă duc și mă vopsesc nițel, știi? Așa mai spre gri, mai albastru, mai nu știu ce. Doar ca să nu se vadă. Și iar începe din nou în povestea aceea penibilă. Bă, oare ce-o fi găsit la ăla? Știi? Și la fel, să te duci la muncă, să te roage, ai grijă de prostul meu când muncește și toate cele. Păi, deci sunt penale, mă, fazele astea, penale. Știi, adică, da, îmi place foarte mult, dar mă duc la celălalt, cine știe, poate tu peste 100 de ani vei arăta ca Tutankhamon în fașă. Poate nu, poate se mă încura. Și uite așa te însori cu Tutankhamon și îl rogi pe Ra. Ai grijă de Tutankhamon să mai stea pe pământ și îl omoară pe Ra. E bestială fază. Bestială, ce să zic? Ok. Acum vă las să rumegați. O zi plăcută să aveți.